în Burdujeni, în cartierul cu Zavadă 2, s-au amenajat acele sensuri unice, iar cu amenajarea acestor sensuri unice s-a modificat și traseul serviciului de maxi-taxi. În urma întâlnirilor și discuțiilor avute cu reprezentanții ATPL Suceava, vă pot spune că am ajuns la o soluție și au fost modificate traseele a două linii de maxi-taxi, traseele numărul 13 și 15. Cum, dacă traseul numărul 13, respectiv 15, oprea la Orizont și intra pe Tineretului, acest lucru nu se va mai întâmpla datorită acestor sensuri unice. Traseul numărul 13 va intra pe Amurgului, nu va mai ajunge în stația de la Orizont, iar noi vom amenaja o stație pe această stradă a Amurgului, urmând ca acest traseu să continue pe Roilor până la capăt de linie, iar la întoarcere să vină pe strada Tineretului, cum se și întâmpla până acum. Iar traseul numărul 15, modificarea a survenit în faptul că va opri la Orizont, dar nu va mai intra pe Tineretului, va continua pe calea Burdujeni, respectiv pe calea Unirii, respectiv pe calea Burdujeni până în Burdujeni în sat, și la întoarcere se va deplasa pe strada Tineretului. Burdujeni este primul cartier din Suceava în care au fost introduse 3 din cele 37 de sensuri unice cuprinse în studiul de circulație comandat de primărie la sfârșitul anului trecut. În Burdujeni a fost transformate în sensuri unice străzile Tineretului, Muncii, Amurgului, Avântului, Brândușei, Rândunicii și Bujorilor. Pe străzile cu sens unic din aceste zone s-au făcut parcări lângă trotuar, în diagonală, în unghi de 45 de grade.